În cursul zilei de 16 iulie, la nivelul sectorului Poliției de Frontieră Brodina, județul Suceava, a fost declanșată o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate. Astfel, un echipaj al Poliției de Frontieră a observat pe direcția localității Straja, la aproximativ 1000 metri de frontiera de stat spre interior, un autoturism înmatriculat în Marea Britanie. Imediat, polițiștii de frontieră au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea mașinii, însă șoferul a ignorat semnalele acestora. S-a trecut la urmărirea autoturismului, iar pentru reținerea șoferului, polițiștii de frontieră au folosit armamentul din dotare și au tras 3 focuri de avertisment în plan vertical, cu respectarea prevederilor legale, însă acesta a abandonat mașina și a reușit să fugă spre interiorul localității. În urma controlului efectuat asupra mașinii, polițiștii de frontieră au descoperit mai multe colete cu țigări de contrabandă. Autoturismul a fost transportat la sediul sectorului, unde, în urma inventarierii coletelor, a rezultat cantitatea de 14.250 pachete cu țigări provenite din magazine de tip duty-free. Țigările, în valoare de 166.725 lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar autoturismul folosit la activitate infracțională, în valoare de 7.000 de lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor. În cauză se efectuează cercetări în vederea depistării persoanelor implicate și a documentării întregii activități infracționale, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun.